Bună, dragilor! Bine ați venit sau ați revenit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă mă vedeți pentru prima dată, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Um, am un parfum despre care vom vorbi. Ceva mai mult în videoclipul de astăzi. Îl vom diseca și după cum prea bine ați văzut deja din titlu, am și inițial erau 10, dar am mai adăugat încă una între timp, așadar avem și 11 variante de layering pentru acel parfum. Este vorba despre un parfum de la Paris Corner, da, Dubai Collection, da, Roș 25 ce va aduce un discount de 5% la orice achiziție de pe site. Mostre produse de îngrijire, produse pentru casă, orice. Iar acel parfum se numește Eternal Coffee. Vă mai arăt odată sticluța. Arată din punctul meu de vedere fix ca un recipient în care puteți ține cafeaua, nu știu de ce, pentru mine sticluța aceasta acolo mă duce cu gândul. Îl uh, am de 4 luni, dacă nu mă înșel, am făcut aici unboxing și primele impresii, cum l-am văzut că a apărut pe site, am fost prima acolo, Da, l-am achiziționat prima, am vrut prima să-l am, prima să vorbesc despre el, prima care îl poartă și așa mai departe. Deoarece vorbim de un parfum cu ceva accente gurmande. Iar eu, da, iubesc parfumurile gurmande, dar nu gurmandul clasic. Adică nu-mi place să miros a patiserie sau a cofetărie. Trebuie să fie un gurmand cu ceva, cu un hint, cu un twist, cu ce vreți voi. Însă, Haideți să vorbim despre parfum și o să-l și pulverizez deoarece este și uh, mai sote de, da, scent of the day, parfumul zilei și să vorbim puțin despre el. Oricum el ador deschiderea, deci o oh, ador. Vai de viața mea! Um, deci am uitat ce vreau să spun. A, vreau să spun că l-am de 4 luni, deci el este macerat în momentul de față, la maxim, zic eu. Este acel parfum unisex, din punctul meu de vedere, adică l-aș vedea purtat de un bărbat ce iubește nota de cafea. Îmi cer scuze că părul meu va sta în toate direcțiile, însă l-am și nu vrea să stea. Revenind la Eternal Coffee, este genul de parfum unisex în opinia mea, asta dacă, domnilor, nu vă sfiți de o cafea dulce, de o cafea cu ceva hint exotic, da? nu ca de cocos de aici. Nu este acea cafea grea, turcească, condimentată, profundă, dark, nu, sub nicio formă. Mai degrabă îl văd ca pe o aromă de frape, cafe frape cu cocos, cu fulgi de cocos mai precis, deoarece nu este aroma aceea untoasă de cocos, nu este aroma aceea densă, profundă, da? este pur și simplu ca și cum ți-ai băgat nasul într-o pungă din aceea de fulgi de cocos. Are note lactonice, iar combinația asta de note lactonice oricum, o să vă las pe undeva pe aici notele, pentru că, da, am uitat să vi le spun. Combinația aceasta de note lactonice din acest parfum cu um, izul acela de fulgi de cocos lasă impresia de dropsuri cu cafea. Erau niște dropsuri, din nou, pe timpul meu, Maică. Dacă o să găsesc cu vreo poză, o să vă las aici, care pur și simplu, fix aroma aceasta o aveau. Deci, încă o dată, nu vă gândiți, nu vă așteptați la o cafea puternică. Nu, nu este acea cafea puternică. Nu, este ceva mai light. Este cafe frape sau cappuccino, cu toate că. Ori atingerea aceasta de cocos combinată cu notele lactonice nu îmi lasă senzația de băutură caldă. Nu. Pentru mine este ceva ușor ușor răcoritor. De asta am și spus cafe frape. Nu e genul acela de gurmand cald. Cum v-am mai făcut eu o altă paralelă. De exemplu în accepțiunea mea lira este genul de gurmand cald. Pe când lemon tart de la Teodoros Calotinis este genul de gurmand rece. Da? Ca să înțelegeți cât de cât. Aici zahărul și tonca um, îmbrățișează cocosul. De aceea spun că nu îmi lasă impresia de cocos untos. Nu este același cocos, de exemplu, din uh, Latafa Caed al Fursan Unlimited. Nu îl resimt. Adică, ca o paralelă, în acel parfum eu resimt un cocos mai intens, mai untos, mai cremos față de cocosul din acest parfum. Și nu știu, după um, purtări repetate, fiind vorba de patru luni de când îl am eu mi-a lăsat la un moment dat senzația de praline cu lichior de cafea. Nu știu, ar avea pe undeva un slab și foarte fin izbuzi. Nu știu de unde vine. Dar eu una așa le resimt. Poate voi nu le resimțiți, poate... Nu știu. Oricum, sunt mega curioasă dacă l-aveți neapărat în secțiunea comentarii. Dacă nu-l aveți, achiziționați o mostră de pe site-ul celor de la Dubai Collection, din nou, Roj25, da? Și în momentul de față este... El vine oricum în variantă de 85 de mililitri și în momentul de față, dacă nu mă înșel, este undeva la 120 de lei, oricum vă las aici în caz că greșesc eu. Revenind la Eternal Coffee, este un safe blind buy? Categoric da, doar dacă sunteți în această zonă a parfumeriei. O atingere de cafea, parfumuri dulci, parfumuri cu tente gurmande, atunci da, merge un safe blind buy. Dacă nu, din nou, mostre. Ca performanțe, Inițial am primit, cum spun eu, vreo 4 ore pe piele, o oră în plus pe haine cu acest parfum. După macerare, după cam 2-3 săptămâni, a avut el nevoie să se așeze. După macerare, prind undeva la 5-6 ore pe piele, o oră mai mult pe haine. Din nou, din nou. Capitolul performanțe depinde de fiecare în parte, depinde de uh, pH-ul pielii, depinde de starea voastră, depinde, starea voastră însemnând cât de hidratată sau nu este pielea, cât de hidratat sau nu este corpul, uh, gradul de percepție al fiecăruia și, cel mai important lucru, cantitatea de parfum aplicată. Ca și asemănări, nu-l pot asemăna cu absolut nimic din ceea ce am sau din ceea ce am testat. Da, din punctul meu de vedere, este un ADN original. Și știu că la un moment, la un moment dat cineva mi-a scris în comentarii, nu mai știu dacă aici sau pe Instagram. Oricum, în bara de descrieri veți avea link pentru Eternal Coffee și pentru fiecare din uh, parfumurile ce le văd eu că merg combinate cu minunea asta. Și veți avea link și către contul meu de Instagram și contul meu de TikTok. Disclaimer, pentru că încerc să fiu cât de cât cursivă și observ că nu prea -mi iese. Uh, se întâmplă așa niște chestii în viața mea, ușor mai neplăcute și, da, înțelegeți voi, mă scuzați se mai întâmplă. Ok. Este un ADN original. Știu că cineva m-a întrebat dacă îl văd asemănător cu Coffee Edict de la Teodoros Calotinis. Nu dețin acel parfum. Am un decant de la iubirea mea Isabela. Iubirea mea pe parte feminină, nu înțelegeți, nu trageți voi concluzii pripite, da? Um, am un decant de Coffee Edict, însă nu mi se pare că ar fi asemănătoare. Pentru mine și pentru percepția mea, Coffee Edict este tiramisu. Este tiramisu și atât. Aici nu. Aici avem acel cafe frape cu cocos. Da? Ok. Haideți să trecem la variantele de layering. Și prima variantă de layering cu care v-am zăpăcit un pic și pe Instagram și pe TikTok este cu Tana Suc de la Al Haramain. Da. Această esență este acea aromă care se deschide precum intens cafe. Da? Deci primul nas, prima aplicare pe piele, pe păr, pe ce vreți voi, pentru mine înseamnă intens cafe, însă un intens cafe mai natural, dacă are sens, la modul că știți și voi, Montal și Mansera sunt oarecum arome faine, de ce să nu o vorbim pe aia dreaptă, însă sunt mega sintetice. Tanasuk de la Alharamain. Se deschide precum montali intens cafe și se usucă precum roses vanil. Însă, nu, este, nu are izul acela sintetic. Ori datorită faptului că este un ulei, ori habar n-am ce au pus omuleții aceia aici, însă cele două merg de minune, de minune. Următorul ar fi un parfumel despre care v-am mai vorbit eu în acest clip, ceva de extra mega, hiper buget și anume Ciocomasc. Da, Ciocomasc, atât parfum cât și ulei. Merg și acestea, mănușă, cum spun eu. Mănușă, pentru că în Ciocomasc avem. Acea pudră de Nesquik, da, da, cacao, lapte, da, notele lactonice din Choco Mask, um, tenta aceasta de cacao, de Nesquik pudră, din punctul meu de vedere se îmbină de minune cu Eternal Coffee, cu uh, notele lactonice din Eternal Coffee și da, super bine super, super bine. Dacă vreți ceva mai de zi cu zi, din nou, din punctul meu de vedere, combinați decât parfumurile, da? Ciocomasc și Eternal Coffee. Dacă vreți ceva mai in your face, da? Next level, adăugați și esența de Ciocomasc. Rămânând tot în zona parfumurilor de buget, următoarea variantă, dar această variantă este nerecomandată diabeticilor, <laughs> pentru că vorbim de Dalal, de la Al Rehab, atât um, EDP-ul, cât și uleiul, care se pare că eu mai am nevoie urgent de încă o sticluță. Această combinație, din nou, este next level la capitolul caramel. În Eternal Coffee avem caramel sau cel puțin eu îl resimt, avem mult caramel, ceea ce înseamnă că se îmbină de minune cu caramelul din Dalal. Din nou și despre parfumul de la Al Rehab Dalal, atât parfumul cât și esența, v-am vorbit în același clip. Da, în Dalal este un caramel cu ceva floricele, dar nu sunt uh, nu sunt floricelele acelea predominante, da? Pentru mine baza în dalal este caramelul. Și este caramelul acela dulce, nu este caramelul acela sărat. Nu are izul acela de caramel sărat. Dar da, o combinație din nou. Dacă nu sunteți în zona parfumurilor mega dulci, nu purtați asta. Nu purtați asta. Următoarea combinație și ceva mai bombă de data aceasta. Am rămas pur și simplu surprinsă de cât de bine miros împreună. Doar că primul strat, da, baza, ca să mă exprim așa, a fost Hamra de la Latafa iar pe deasupra am venit cu Eternal Coffee. Este o combinație, magnet de complimente este puțin zis. Uh, nu știu, dacă nu mă înșel, ba nu, este aceasta și ultima combinație. Hambra de la Latafa plus Eternal Coffee egal cea mai sexy combinație. Și mai avem una, la fel de sexy. Pur și simplu, nu știu, nu am cuvinte să descriu. Nu. Veți avea, combinând aceste două parfumuri, o cafea, nu va mai fi acel uh, uh, frape, da? care este de unul singur, Eternal Coffee. Nu. Se va încălzi foarte mult datorită uh, hamra, se va încălzi foarte mult datorită scorțișoarei de aici. Și veți avea o cafea caldă, fierbinte cum vreți voi, condimentată cu scorțișoară și uh, presărată cu fulgi de cocos. Poate vi se pare aiurea, cum sună, însă dacă le aveți combinațiile. Combinațiile pentru că este bombiță, 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 jur. Acum, urmează o combinație. Da, v-am cu combinațiile, dar nu de asta râd. Râd deoarece uh, Adriana va ridica o sprânceană către mine. Dar te pup și te iubesc, să știi. Da, tu știi asta. Pentru că vom vorbi despre Harim al Sultan Gold de la Hadlaj și Eternal Coffee. Da. Nu am crezut vreodată că voi putea combina... Uh, Harim al Sultan Gold cu Eternal Coffee, însă Combinația este demențială Știți și voi v-am mai vorbit despre acest Harim al Sultan Gold Hai de viața mea și de sufletul meu, am tot spus că o să-l ascund până în luna decembrie Când el va reveni pe stock pe site-ul celor de la Dubai Collection Însă am tot testat, m-am tot jucat, iar combinația este divină. De ce? Aici avem un ulei în trei faze, după cum v-am mai spus. Una din faze este uh, cea de fructe exotice. Faza aceea de cea de Faza aceea de cea... Reluăm. Faza de fructe exotice, combinată cu cocosul din Eternal Coffee... Gustoșenie pe două picioare, cum spun eu. Așa veți fi. Pur și simplu gustoșenie pe două picioare. Da? Apoi, acest ulei, ultima fază, este cea de floral, oarecum fructat, ambrat. Din nou, chiar și faza finală se îmbină de minune cu Eternal Coffee. De minune. În general, ca o mică paranteză. Din punctul meu de vedere, Eternal Coffee merge um, stratificat, ca să nu mai spun combinat, cu orice înseamnă vanilie, cu orice înseamnă parfumuri cu tente exotice, cu orice înseamnă caramel și nu în ultimul rând cu ciocolată și cafea. Da? Cam așa văd eu uh, profilul de stratificare pentru Eternal Coffee. Și pentru că așa îl văd, urmează o combinație din nou. Dacă nu sunteți pregătite să uh, ieșiți din anonimat și să atrageți complimente, spun pregătite pentru că aceasta este o uh, variantă de layering strict feminină din punctul meu de vedere, pentru că vorbim de Forbidden Sugar de la Emir, combinat cu Eternal Coffee. Da, Forbidden Sugar de la Emir este și pe acesta trebuie neapărat să-l pufăi pentru că îl ador. Este, doamne! Este miere animalică uh, cu flori, cu cocos, cu tentă oarecum exotică. Vai de mine cât e! Superb! Superb, atât de sinestătător! cât și în layering, pentru că este genul de parfum ce merge, din punctul meu de vedere, în foarte, foarte multe combinații. Da, cele două combinate, din nou, veți fi bombițe. Doamnelor, că de data asta vă o adresez. Pentru domni, că nu am specificat, aș vedea varianta Eternal Coffee Tanasuk, Uh, Eternal Coffee, Choco Mask, dacă din nou nu vă feriți de gurmande, dar atâta timp cât iubiți uh, sau cât vă place Eternal Coffee, sigur o să vă placă și Choco Mask. Și Hamra de la Latafa și Eternal Coffee. Da? Acestea sunt strict unisex. Iar Harim al Sultan Gold și Forbidden Sugar, ca și variante de layering, merg înclină mai mult către partea feminină. Acum trecem la combinația ce o port astăzi și este total unisex din punctul meu de vedere. Și vorbim aici de două produse adăugate de data aceasta. Your Drugs de la Emir. Da? parfum inspirat de Intoxicated de la Killian și Wood Darabi, ulei Intoxicated, inspirat din același parfum. Da? Acestea două, combinate cu Eternal, uh, Eternal Mask, era să spun, de deci sunt prafazi, dar nu tai nimic, pentru că eu nu tai. Da? Când editez, eu nu tai nimic. Combinat cu Eternal Coffee, aveți aroma aceea de cafenea, oarecum, dar nu cafeneaua aceea obișnuită, ci o aromă ușor, ușor, ușor middle eastern, însă în ce sens? Nu vă gândiți la oud sau nebunii. Vai de viața mă. nu. Um, ușor middle eastern în sensul de cardamom. Da, cardamom pe mine mă duce cu gândul la... Doamne, despre aroma aceasta în sine, despre profilul acesta olfactiv eu v-am mai vorbit pe canal, însă acum apar pentru prima dată în fața voastră cu sticluța în varianta full size, deoarece ea d-abia a venit în viața mea, pentru că eu până acum am avut un decant de 10 ml. însă am tot folosit uleiul, da? Se vede. Și să consumi atât de mult dintr-un ulei, credeți-mă, uleiurile în general nu se consumă atât de repede precum un parfum. Însă, da. Da, nu pot, nu pot. M-am dat dimineață când am plecat să-mi duc juniorul la grădii și pe păr. Și când adia vântul, doamne, deci eram... Da, da. Combinație de zile mari. Uh, veți avea o aromă de cafea oarecum Middle Eastern, datorită cardamomului din acestea două, dar totodată un, o cafea Middle Eastern ceva mai dulce, da? datorită izului din Eternal Coffee. Lapte, zahăr, tonca da? și tenta aceea de cocos de aici va fi oarecum astupată ca să spun așa, de cardamom. Da? Eu, cel puțin personal, nu, nu o mai resimt atât de tare. Cardamomul este rolul principal. Următoarea combinație este cu un parfumer stați că nu mai știu de unde este. Bum du Brazil Jean Arte. Da? Eu l-am achiziționat de pe Notino. Și nu mai știu la cine, am văzut la cineva pe Instagram, că de asta l-am și achiziționat, dar am un lapsus și mie de obicei îmi place să menționez ce văd și unde văd, spre deosebire de alte persoane, dar rămânem pe subiect. Da, acest parfum este inspirat din Cheirosa, uh, cei vă las aici, da? Celebra aromă a cremei... Uh, Bam bam, da, bam, bam cream. Aici avem caramel. Mult caramel. Caramel dulce combinat cu caramel sărat, nu știu de ce mi-așa am de la nas, este o bombă gurmandă și sexycioasă totodată. Da. Are așa ceva ceva obraznicut în această aromă. Ei bine, cele două combinate, din nou, fac casă bună. Fac casă nu bună, mega bună. Dar, din nou, este o combinație, este o variantă de layering, ceva hiper, mega, ultra, extra dulce. Deci, aveți grijă cu pufurile la această combinație. Este singura la care pot spune lucrul acesta. Aveți grijă cu pufurile. Caramelul de aici, de fapt, cele două tipuri de caramel de aici, pentru că eu v-am zis, eu resimt un caramel dulce combinat cu unul sărat. Din nou, se îmbină, se împletesc, se contopesc, se ce vreți voi de minune cu caramelul din Eternal Coffee. Bombiță! Bombiță! Uh, încă o combinație recent descoperită, deoarece. Acest parfumel în varianta full size a intrat recent în viața mea. Din nou, Pandora Scent Paris Corner Noir Darabi. Da, inspirat din uh, Arabian Stonka. Ah, minune, minune e parfumul acesta. V-am mai spus eu, nu mai știu în care videoclip acum, dar vă las pe undeva pe aici. Că, de fapt, din punctul meu de vedere, acum fac o paranteză: uh, Arabian Stonka, originalul, este combinația dintre Instant Crush și Roses Vanil. Ei bine, Noir Darabi este 95% originalul, diferența de, uh, acea diferență de 5% constând în uh, intensitatea din deschidere. Însă, nu rămâne momentan nimic bătut în cuie, deoarece el de-abia a venit și nu este macerat. Cei drept nici nu prea îl las din mână, da? Nu mă pot opri, mai ales că este sezonul său acum. Nu mă pot opri să nu întind mâna după el, ca el să aibă timpul necesar de așezare. În momentul de față, nemacerat, singura diferență aceasta este intensitatea din deschidere. Am impresia că Noir Darabi este ceva mai potolit decât originalul. Însă voi face tot posibilul să nu mă mai ating de el, să-l las să se macereze și discutăm după. Revenind la varianta de layering, acestea două din nou, în opinia mea, merg combinate mănușă. Sunt este de fapt din nou o variantă unisex, din nou o variantă plină de sex appeal, din nou o variantă mult mai... Nu știu, Noir Darabi folosit ca bază, iar Eternal Coffee pe deasupra, cum spun eu, îi creează, îl face o idee mai puternic pe Eternal Coffee, da? Se împină foarte, foarte frumos. Mai ales că um, Noir darabi în Dry Down, este trandafirul acela cu zahăr, da, cu zahăr vanilat. Din nou se îmbină de minune. Următoarea combinație, stați de fapt să le dau eu mai aproape, pentru că mai avem decât două. Și îmi cer scuze. Un parfum... Vom vorbi despre un parfum cu care eu deja cred că încep să vă plictisesc, dar nu pot. Nu pot. El vine de la Zimaia și este vorba de Ujud. Da, Ujud. Ujud, acel baby cat, acum având și rifacat, Ujud, este un baby cat ușor mai sharp, ușor mai ascuțit. Da. Iar în UJUD nu resimt uh, tenta aceea de zahăr pudră vanilat Pe care o resimt în rifacat Dar UJUD este acel unisex Acea uh, vanilie tămâioasă Combinată cu elemii Ușor afumată Nebunie Poate vi se pare ciudat Însă combinate împreună sunt divine. Combinate împreună vă oferă o aromă dark, o aromă misterioasă, aroma aceea de bad boy dacă sunteți domni și bad... Era o expresie în limba engleză, însă nu știu cât țineți voi la glumă, așa că nu o voi folosi pentru doamne, da? Este o variantă de layering rea. Rea, obraznică, sexy, misterioasă, da? Dar e genul de variantă de layering perfectă, în special pentru luna decembrie, luna ianuarie, da? Când e gerul acela cât de cât puternic. Ultima, dar nu cea din urmă, combinație, care din nou mă duce în zona. Unisex cu slabe inclinații feminine. Vorbim despre un parfum de la Afnan, un extract de parfum și anume Embery Time. Da, e chestia cu metalul acela auriu și nu vreau să vă orbesc. Ei bine, acestea două, din nou, merg de minune, de minune. Și pe ăsta trebuie să-l pufăi. Um, Afnan Edict, v-am făcut unboxing și primele impresii. Vai! S-a mai și așezat de atunci. Oricum, cred că mai are un pic, un pic, un pic de nevoie de un pic de timp. Este un gurmand cu un twist. Nu este gurmandul acela clasic. Nu veți mirosi a patiserie, nu veți mirosi a dacă îl purtați, nu, este, are ceva din Angel's Share, da, din nou, simt acolo, izul acela ușor buzii, dar iz buzii combinat cu o slabă, slabă um, aromă de plăcintă. Mai, mai pronunțat este izul acela buzii, însă unul ușor dulceag. Dar, din nou, combinate împreună, e o aromă ce mă duce cu gândul la un Crăciun, nu știu de ce, un Revelion, de ce nu, are un, un iz de sărbătoare, ca să mă exprim așa. Dacă combinația acestea două, nu știu, l aș vedea purtate... Exact cum spunea și, și Otilia, într-un clip de-al ei, cu fărul cu parfum de ea vorbesc, uh, genul acela de oameni care uh, nu vor neapărat să epateze, să iasă în față la cine știe ce petreceri fastoase de, Cre de Crăciun sau de Rebelion, genul acela. Uh, mai conservator oarecum, care îi place, care, nu știu, pentru ei Crăciunul înseamnă familie, acasă și așa mai departe. La fel și Revelionul. Ei bine, acestea două combinate, acolo mă duc. Mă duc cu gândul la o persoană, indiferent că este bărbat sau femeie, care petrece sărbătorile ori acasă, cu familia, ori cel mult, nu știu, undeva la o cabană. Nu are nimic de genul lemnars, Însă așa mă, așa mă trimite pe mine Bun, în sfârșit a dat Dumnezeu un clip de 34 de minute Bine, nu sunt eu 100% în apele mele Că dacă eram eu 100% în apele mele Cred că din nou ajungeam la o oră Dacă ați rămas cu mine până la final Vă mulțumesc din suflet uh, Din nou Link în bara de descriere pentru absolut toate cele despre care v-am vorbit astăzi. Din nou, nu uitați pe Dubai Collection Roș 25 pentru 5% discount. Și haideți în secțiunea comentarii să discutăm despre Eternal Coffee. Dacă l-aveți, dacă faceți layering cu el, poate voi veniți să-mi dați mie de data asta um, material de inspirație, alte parfumuri, da? Și toate cele, să despicăm firul în patru. Vă îmbrățișez din suflet, vă mulțumesc dacă ați rămas cu mine până la final. Dacă nu v-ați abonat, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe și implicit clopoțelul. Și până data viitoare, vă îmbrățișez din suflet, vă pup și vă doresc zile minunate! multă, multă sănătate, ca asta e cea mai importantă, și să ne auzim cu bine. V-am pupat!